Doi bărbați care și-au atribuit calități false au reușit să sustragă din locuința unei băimărânce 1400 de lei. Polițiștii fac cercetări pentru identificarea și prinderea lor. O băimăreancă în vârstă de 91 de ani a sesizat poliția pentru că a fost victima infracțiunii de înșelăciune. Ea a declarat că doi bărbați s-au prezentat la ușa ei și s-au oferit să-i deratizeze locuința. Proprietara i-a primit în casă și în timp ce unul o ținea de vorbă pe hol, celălalt deratiza în una dintre camere. Victimei i s-a spus să nu intre în cameră întrucât substanța cu care s-a acționat este toxică. La scurt timp de la plecarea celor doi, bătrâna a constatat că i-au fost furați 1400 de lei.